l-am dorit să salutăm în locul nostru, frații păstori care sunt de aici, din zona noastră, de locului, care au cunoscut-o pe sora Anișoara Capotă. E vorba de fratele păstor Daniel Topciu, de fratele Costel Niță. Și mai cu seamă sunt și doi frați slujitori, doi frați păstori, care sunt și rude mai departe cu sora Anișoara Capotă și au ajuns de la Oradea. E vorba de fratele păstor Florin Mitra, dumneavoastră slujește în Biserica Creștină Impact din Oradea, este împreună cu soția dânsului și este vorba și de fratele păstor Florin Ghiurău. Dânsul este directorul Colegiului Est European de Misiune din Oradea. Salutăm deopotrivă în mijlocul nostru și pe nepoata sora Magda împreună cu soțul dânsei. Tot de la Oradea este și sora Lidia, nepoata, sora Anișoara Capotă. Deopotrivă salutăm în această zi la serviciul de mormântare pe cei din Constanța care au fost foarte apropiați de sora Anișoara Capotă, pe domnul Rică, în mod deosebit, este prezent și dumnealui. Salutăm și pe doamna Rădoi, împreună cu fiul dânsei, este nepoata și, evident, strănepotul, sora Anișoara Capotă și toți ceilalți care sunteți prieteni și cunoscuți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă mângâie. Aș dori să vă citesc doar câteva versete din ultimul capitol al cărții Eclesiastul, o carte de înțelepciune scrisă de omului Dumnezeu Solomon. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei și să se încovoaie cele tari, până nu se opresc cei ce macină, care s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță. Când uruitul morii slăbește, te scur la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu florește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răulițele. Până nu se rupe funea de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot. Dorim să ne apropiem momentele care urmează unii de alții și de Dumnezeu printr-o cântare. Să mânghe inima noastră, dar în mod deosebit este menită cântarea să aducă laudă lui Dumnezeu, care ne oferă viață și cel care ne cheamă atunci când El hotărăște că are loc sfârșitul zilor noastre de pe acest pământ. Prima cântare vorbește despre așteptare care a trebuit să fie în inima noastră a tuturor. Aștept cu nerăbdare ziua când va veni Iisus. Zi minunată, zi minunată, în ceruri nu vor mai fi grijuri, căci voi fi cu Iisus. Zi minunată, zi minunată. Aștept cu nerăbdare ziua când va veni Iisus. Zi minunată, zi minunată. În ceruri nu vor mai fi grijuri, căci voi fi cu Iisus. Zi minunată, zi minunată, zi minunată, și ce frumos va fi când cu Iisus voi fi. Zi minunată și fericită. Slava cerului, zi
aleși, El va veni. Veniți să ne ridicăm și pastorul Costelniță va veni și va rosti o rugăciune de binecuvântare peste serviciul acesta de mormântare. Apoi vom aduce laudă lui Dumnezeu pentru altă cântare și după aceea pastorul Daniel Topciu va avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru sufletul nostru. Tatăl nostru, ne plecăm înaintea Ta, recunoaștem că ești Dumnezeu adevărat, ești Dumnezeu iubitor, generos și stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ne-ai dat favorul acesta să fim în prezența Ta, în locul acesta. Mulțumim pentru Domnul Iisus, mulțumim pentru jertfa Lui, mulțumim pentru că a venit să schimbe, să transforme viețile oamenilor. Mulțumim pentru că ai întâlnit-o pe sora Ana și ai schimbat viața, Doamne, un caracter atât de frumos, un caracter atât de binecuvântat. Stăm înaintea Ta și Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare din noi, să aduci mângâierea Ta, alinarea Ta. Doamne, pune în noi speranța revederii cu sora noastră. Amin. Dacă în locul acesta sunt oameni care n-au această speranță, Te rugăm astăzi să le deschizi inimile, să Te primim pe Tine în viața noastră și Tu să transformi viața fiecăruia dintre noi. Binecuvintează, Te rugăm, cuvântul Tău. Binecuvintează slujitorii Tăi. Dă har cuvântului Tău. Atinge-ne cu prezența Ta, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și îți mulțumim pentru că o vei face. Te rugăm încă o dată harul, prezența și binecuvântarea Ta să ne însoțească. Și îți mulțumim în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă puteți reașeza. Mi-e dor de veșnicie, mai dor ca oricând. Din lumea cea pustie aș vrea să plec curând. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de râul cristalin, de cerul Tău senin. Sunt versurile următoarei cântări. Mi-e dor de veșnicie, mai dor ca oricând. Din lumea cea pustie aș vrea să plec curând. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de râul cristalin, de cerul Tău senin, departe-n zări, pe-a veșniciei mări, Iisus, aș vrea să vin la Tine, Iisus. Nu-i liniște sub soare, nu-i pace pe toate trecătoare, ca norii duși de vânt. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de râul cristalin, de cerul Tău senin, de harte-n zări, veșniciei mări, Iisus, aș vrea să vin la Tine, Iisus. Din lumea de suspire mă ia la Tine, Iisus. Mi-e dor de veșnicie, de Tine, scump Iisus. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de râul cristalin, de cerul Tău senin, departe-n zări, pe-a veșniciei mări, Iisus, aș vrea să vin la Tine, Iisus. Fratele Daniel Topciu,
va avea din partea Domnului Iisus Hristos un cuvânt pentru sufletul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în această zi tristă, dar care poartă în ea și o rază de speranță și de bucurie ascunsă. Vreau să spun din toată inima ca Dumnezeu să mângâie familia îndurerată, familia întristată, familia care este încercată în aceste momente prin plecarea la Domnul Iisus a sorei Anișoara. Dumnezeu să toarne mângâierea lui cerească. Dumnezeu să dăruiască speranță și încredere bisericii sale, care este adunată în locul acesta, la momentul acesta de popas spiritual, de meditație, de cercetare și de despărțire de cea care a fost scumpă și neprețuită între noi, sora Anișoara. Aș vrea să vă zic că nu-mi este deloc ușor să vorbesc despre sora Ana și mă simt atât de mic față de ea și față de ceea ce a însemnat ea în toată lucrarea lui Dumnezeu. M-am gândit la viața ei, la lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în viața ei și prin viața ei în atât de multe feluri și m-am gândit în cele din urmă la numele ei. Și aș vrea să predic atât cât se va putea și atât cât va permite Dumnezeu în scurte cuvinte despre numele ei care spune totul despre viața ei. Sora Ana a fost o soră care a trăit la înălțimea numelui ei. În limba ebraică, numele Ana înseamnă har sau grație. Și spun de la început sfârșitul sau concluzia gândurilor mele, sora Ana s-a întâlnit cu harul lui Dumnezeu. Sora Ana a rămas în harul lui Dumnezeu. Și sora noastră Anișoara a plecat prin harul lui Dumnezeu în brațele lui Iisus. Slăvit să fie Dumnezeul harului în această zi, care în bunătatea și în nemărginita lui înturare a cuprins-o în sfera harului și pe sora Anișoara. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din Sfânta Evanghelie în această zi. Eu așa am înțeles că aceste cuvinte se așează perfect peste sora Ana ca o umbră care acoperă complet toată viața ei. Și este o altă femeie pe nume Ana care a trăit în timpul Noului Testament și cu care sora Anișoara s-a asemănat foarte mult. Scriptura ne spune că în ziua în care Hristos a fost adus la templu pentru tăierea împrejur, nu din întâmplare, ci prin puterea și prin harul lui Dumnezeu, mai era cineva acolo, pe lângă bătrânul Simeon, omul lui Dumnezeu care a rostit un cuvânt profetic cu mare valoare spirituală pentru toate generațiile. În umbra lui mai intră și mai apare o femeie în vârstă. Numele ei este Ana. Și Sfânta Scriptură spune despre această femeie extraordinară în felul următor. Mai era acolo. Erau mulți oameni acolo, dar mai era acolo. Și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Dragilor, cum am putea să rezumăm noi în cuvinte ușor de înțeles și care să ajungă la inimile noastre viața Sfintei noastre sore Ana?
decât uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu și găsind aici o femeie care l-a reprezentat atât de bine pe Dumnezeu în viața ei. Și aș vrea să vă spun despre Ana, despre care am citit aici în Sfânta Evanghelie. În primul rând, nu este nicio îndoială, este vizibil de la prima citire că femeia aceasta a lui Dumnezeu pe nume Ana era o femeie sfântă, era o femeie credincioasă, era o femeie evlavioasă, era o femeie a rugăciunii, era o femeie a postului, era o femeie a părtășiei, a prezenței în casa lui Dumnezeu. Aici cuvântul ne zice, nu se depărta de templu. În ciuda vârstei, în ciuda singurătății, ea umbla cu Dumnezeu. Ea trăia cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că mă gândesc cu drag în această zi la sora Ana. Pentru că și ea a trăit din plin viața cu Dumnezeu. A trăit din plin aproape de Dumnezeu. Și a demonstrat tuturor că nu trebuie să fii pastor ca să trăiești o viață plenară cu Dumnezeu. Noi am împărțit creștinismul în două categorii. În elitele spirituale, păstorii, liderii, conducătorii, presbiterii, diaconii, cei care obligatoriu trebuie să aibă o viață spirituală, și ceilalți oameni simpli, ceilalți care își văd de viața de zi cu zi și care nu pot avea atâta profunzime în cuvântul lui Dumnezeu, care nu pot petrece timp cu Dumnezeu. Femeia aceasta sfidează regula aceasta, Ana, din cuvântul lui Dumnezeu, și ne arată că oricine, chiar și cineva înaintat în vârstă, are dreptul la o relație profundă cu Dumnezeu. Are dreptul la o viață adâncă cu Dumnezeu. Are dreptul să se apropie cu Dumnezeu. Și are și binecuvântarea aceasta. Și sfânta aceasta Ana din cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că rămăsese singură, în ciuda faptului că era atât de înaintată în vârstă, în ciuda faptului că putea să stea liniștită în anii ei de pensie și să nu-și mai bată capul cu nimic, îl slujește pe Dumnezeu până la capăt. Cine dintre noi se îndoiește în această dimineață că sora Ana nu l-a slujit pe Dumnezeu până la capăt? Cine dintre noi, mai ales cei care au auzit ultima ei emisiune de acum 3 zile, în ultimele puteri pe care i-a dat Dumnezeu, l-a mărturisit pe Dumnezeu într-un mod atât de înviorător, atât de bogat, atât de plenar? Și îi mulțumesc Domnului că în harul lui, a fost o emisiune prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit ca să ne bucurăm de ultimii strop de har care au curs prin sora noastră, Ana. Binecuvântat să fie Dumnezeului Ana. Amin. Și dacă Ana a plecat la cer, și dacă Ana, fata lui Fanuel de a plecat în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeul Anei este încă aici și mai așteaptă să se mai ridice o Ană de undeva. Să se mai ridice cineva care să meargă în plinătatea harului Dumnezeu până la capăt și să nu se descurajeze și să nu depună armele, pentru că cu cât înaintăm în vârstă, trecem de la anii de elan, trecem de la anii în care, vorba românului, credeam că tot ce zboară se mănâncă și ne duceam și rupeam munții pentru Dumnezeu. Trecem la anii de dezamăgiri, în care i-am cunoscut pe toți, în care am înțeles cam cum stă treaba cu lucrarea și cădem într-o letargie. Ana nu și-a permis asta. Ana a rămas dreaptă, verticală, lângă Dumnezeul ei, până la capăt. Mai era acolo și nu la întâmplare, în casa lui Dumnezeu. De atunci, de pe vremea pruncului Iisus, s-a găsit o sfântă care este săpată în Scripturi până la întoarcerea lui Hristos și care ne va aduce aminte pentru totdeauna ce mare lucru e să calci pe urmele Anei. O astfel de viață nu e o viață trăită în zadar, ci o viață împlinită cu adevărat. Ana, o femeie spirituală aici în Scriptură. Și vreau să vă spun că sora noastră Anișoara a fost o femeie care ne-a îmbogățit pe mulți din punct de vedere duhovnicesc. Prin toate experiențele, prin lucrările prin care Dumnezeu a purtat-o, în ciuda modestiei în care a trăit ea, Ana a îmbogățit spiritual multă lume. Și ne vor rămâne aceste bogății spirituale prin cărți, prin casetele pe care le-am primit și care vor rămâne în bibliotecile noastre ca hrană spirituală pentru următoarele generații. Și mulțumim Domnului pentru astfel de oameni care au cules de-a lungul zecilor de ani toate experiențele cu Dumnezeu și le împart mai departe cu alții și le lasă moștenire altora. Și prin asta, următoarele generații sunt îmbogățite. Vreau să spun acum la încheiere ultima binecuvântare a Anei. Ana, cea scumpă a noastră,
Anișoara a fost binecuvântată de Dumnezeu și în emisiunea aceasta, în ciuda suferinței, în ciuda durerii, ea a știut că Dumnezeu a binecuvântat-o. Ea a rămas în binecuvântarea lui Dumnezeu și a gustat și s-a hrănit cu binecuvântările lui Dumnezeu până la capăt. Dar ultima binecuvântare a Anei le întrece pe toate. Pe lângă o viață spirituală, pe lângă familia pe care a avut-o și pe lângă harul pe care sora noastră Anișoara l-a avut, ca în urma rugăciunilor de 9 ani, Dumnezeu să miște sufletul soțului spre credință și apoi mai departe experiențele cu Dumnezeu deosebite, ultima binecuvântare a Anei este și binecuvântarea pe care fata lui Fanuel a avut-o. S-a întâlnit cu Iisus. Ana, fata aceasta despre care am citit în Sfânta Evanghelie, ultima ei binecuvântare și cu asta nu mai e nimic de spus. Nu mai apar alte relatări, nu mai contează finalul, nu mai contează ce s-a mai întâmplat la înmormântarea ei. Ultima ei binecuvântare este că Ana s-a întâlnit cu Iisus. A intrat în templu și n-a intrat la întâmplare și a intrat în momentul în care în templu era cea mai importantă persoană. Au fost mulți preoți acolo, au fost mulți sfinți acolo în templul acela, au fost multe evenimente, au fost multe jerfe. Dar marea binecuvântare pe care a avut-o templu este că acolo a intrat Iisus Hristos, cel care a zis, aici este unul mai mare decât templu. Și ea s-a întâlnit, Sfânta Ana din Cuvântul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că ultima binecuvântare a sorei Anișoara, care este veșnică, este că pe lângă faptul că a lăsat în urmă suferința, a lăsat în urmă durerea, a lăsat în urmă boala, Ana s-a întâlnit cu brațele Domnului Iisus pentru totdeauna. Și nicio altă binecuvântare nu va putea să întreacă harul acesta final al sfinților. Și aș vrea să vă spun că cine merge pe drumul acesta, cine gustă din harul lui Dumnezeu, cine se întoarce la Dumnezeu, cine rămâne în harul lui Dumnezeu, se duce spre ultimul har al lui Dumnezeu. Noi ne-am bucurat de-a lungul zecilor de ani de harul lui Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu harul lui Dumnezeu la ziua pocăinței. Ne-am întâlnit cu harul lui Dumnezeu la zilele cercetării. Ne-am mai întâlnit cu harul lui Dumnezeu și în zilele suferinței. Pentru că Biblia spune următorul cuvânt: vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru el. Ăsta este un har cumva poate nedorit de unii, dar mai există un har care întrece totul. Biblia spune: puneți-vă nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus. Acela e harul care întrece și încununează toate binecuvântările pe care le primește un copil al lui Dumnezeu de-a lungul vieții sale. Mă rog Domnului ca toți care suntem aici să călcăm pe urmele acestor sfinți. Să ne ajute Dumnezeu să ne ducem mărturia, viața și să rămânem în harul lui Dumnezeu până la capăt. Așa cum a rămas Ana, fata lui Fanuel de aici. Așa cum a rămas sora noastră Anișoara, plecată la Domnul Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul Iisus și pe noi să stăruim în harul lui Dumnezeu așa cum învăța Apostolul Pavel pe sfinții din cetățile unde ajungea. Dumnezeu să ne ajute să perseverăm în harul lui și prin harul lui ne vom întâlni în gloria împărăției lui Dumnezeu cu toți sfinții în norul de martori care acum s-a mai întregit, acum e îmbogățit cu încă un sfânt venit de aici, din locul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze familia, Dumnezeu să binecuvinteze biserica și Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem aici să rămânem în harul lui Dumnezeu până la ziua glorioasă a întâlnirii cu Iisus în slavă. Amin. Următoarea cântare vorbește despre ziua de apoi care va veni, când vom fi toți chemați și când cei sfinți se vor întâlni cu Domnul lor. După cântarea aceasta, fratele păstor Florin Ghiurău, totodată și directorul școlii a Colegiului de Misiune Est European, va avea din partea familiei, dar și din partea Domnului cuvânt pentru sufletul nostru. Vine ziua de-apoi când vom fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul ajunge în patria sa, laudă Domnului, noi vom fi în ea.
Noi vom fi în veșnicii, în măreața zi de-apoi, când în cer vom intra, laudă Domnului veșnii vom cânta. Când cei răscumpărați voați, voați voși noul al măririi lui Hristos. Când a noastră cântare cu a lor s-a unii, laudă Domnului, noi în cer vom fi. Noi vom fi în veșnicii, în măreața zi de-apoi, când în cer vom intra, laudă Domnului veșnii vom cânta. Nu ne-o mai despărți, împreună vom fi, unde lacrimi dureri nu s-or găsi. Când Iisus ne va zice, acasă veniți, laudă Domnului, noi vom fi primiți. Noi vom fi în veșnicii, în măreața zi de-apoi, când în cer vom intra, laudă Domnului veșnic vom cânta. În suveranitatea sa, Dumnezeu a chemat pe mătușa Anișoara acasă, sâmbătă seara, și înțelept este din partea oricărui muritor să se supună suveranității lui Dumnezeu. Și în momente ca acestea să ne întrebăm, de fapt, de unde venim și încotro ne ducem, care este rostul nostru pe acest pământ, ce căutăm pe aici. Am primit și noi cu tristețe această veste. Știți, chiar dacă cineva apropiat moare la 94 de ani, este o pierdere. Și cred că este o pierdere și pentru biserica de pe Luminișului. Tânăr fiind, am fost de câteva ore aici cu mătușa la această biserică. De fapt, eu sunt un nepot prin alianță. Nu? O cunosc pe sora Anișoara, din 83, când m-am căsătorit cu Lidia, una din nepoatele sorei Anișoara. Și de atunci am devenit și eu, am fost adoptat ca nepot al ei și ne-am simpatizat reciproc și ne-am apreciat și cred că a fost mătușa aceea aproape care s-a rugat pentru toți nepoții ei. Știți, n-am venit aici să bocim, n-am venit aici să plângem, ci am venit mai degrabă să celebrăm o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Să trăim o viață frumoasă, o viață de jertfă, o viață plăcută. Dacă ar fi să o caracterizez, poate un citat și l-am observat când am intrat dimineața în bucătăria dânsei, am fost de mai multe ori în apartamentul ei din Constanța, buimăciți cum am ajuns de peste noapte cu o jumătate de oră repaus prin județul Brașov și hai să ajungem să nu cumva să ratăm înmormântarea. Ochii mei s-au oprit la un citat postat pe cuptorul de microunde, cei care sunteți mai apropiați poate l-ați văzut, care vorbește despre singurul lucru de pe acest pământ pe care dacă îl împarți nu se împuținează. Și acel lucru, scria în acel citat, este dragostea.
Dacă dai dragoste, nu ai mai puțină dragoste. Și cred că mătușa nu doar scria lozinci pe pereți, ci a trăit așa. Vedeți, sfârșitul lui iunie, în spațiul academic românesc, în contextul educațional românesc, este momentul graduării, este momentul absolvirii. Sunt oameni care pun deoparte 3, 4, 5 ani, 6 ani din viața lor și dau tot ce pot și vine o zi a trecerii dincolo. Sigur, graduarea întotdeauna este amestecată de sentimente. Te bucuri că graduezi, dar ai și regrete pentru cei pe care îi lași în urmă, nu te desparți de cineva. Cam așa văd eu această mormântare. Mătușa a graduat. Mătușa a ajuns la linia de sosire și a fost chemată acasă. Noi suntem aici să celebrăm această viață, să mulțumim Domnului pentru 94 de ani a ei, pentru cei 45 de ani de când l-a cunoscut pe Domnul și pentru pilda pe care a lăsat-o aici. Dacă ar fi să exprim în fața dumneavoastră câteva cuvinte, le-aș alege din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, unde Pavel vorbește despre moarte la fel de senin ca despre viață. Și aceasta a fost mătușa. Ea nu s-a speriat de moarte. Cumnata Magda a fost aici și ne-a povestit ultimile pregătiri. Era minuțioasă, era în detalii, inventare, ordine, totul se iasă. Și a pregătit plecarea. Știa că pleacă, dar știa unde pleacă. Vedeți, în 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel Apostolul vorbește despre aceste lucruri și le pune întotdeauna în contrast. El vorbește despre un om de afară, un om care se trece și ceva dinăuntru care se înnoiește în fiecare zi. Vorbește despre un veac de acum și despre un veac viitor. Vorbește despre niște întristrări de o clipă, despre suferințe vremelnice și despre o slavă viitoare, despre o glorie cerească. Și omul acesta vorbește nu așa că își dă cu părerea. El are certitudini, el este foarte, foarte radical și apăsat, spune, și revendică aceste lucruri și el spune, știm bine că omul nostru, că dacă se desface casa pământească a cortului trupesc, avem o clădire în ceruri la Dumnezeu. El vorbește în termenii demontării unui cort. Soția este aici, este martoră, în tinerețe, mergeam cu copiii, cu fetele, la munte, la mare, cu cortul și cumnatul Florin, cu familia. Și este frumos, aventura trăirii în cort este frumoasă. Au fost momente când a trebuit să-l desfacem pentru că au venit ploile și a trebuit să ne căutăm lăcașuri prin împrejurimi să ne scăpăm viața. Dar întotdeauna aventura trăirii în aceste corturi este o plăcere. Dar aici, în acele corturi, noi nu eram acasă. Ne distram și noi aici, colo, puțin. Și câteodată reușea vacanța de minune, altădată era dezastru, nu? Ori de câte ori ajungeai acasă, te bucurai. Indiferent că ai avut o vreme bună în concediu sau o vreme mai proastă. Ori noi suntem aici ca niște corturari, nu? Nu cărturari, nu toți sunt corturari. Ca niște corturari, nu cărturari. Cortuim pe aici. Este această ședere vremelnică în lumea aceasta. Același lucru se spune despre Domnul Iisus care a venit, care a cortuit printre noi, care a locuit printre noi, plin de har, plin de adevăr, ca să lase o urmă, ca să lase un model. Ei, întotdeauna trecerea noastră este această cortuire vremelnică, dar vine vremea când casa aceasta vremelnică se desface, se doboară la pământ, se face una cu pământul, se dizolvă. Dar este o nădejde extraordinară, este o certitudine pentru Apostolul Pavel care spune chiar dacă se întâmplă așa, noi știm că avem
acolo sus, o clădire eternă. Ceva care nu se poate compara cu nimic. Mătușa a trăit frumos și a fost binecuvântată, dar nu prin puterile ei, ci prin puterile celui ce a iubit-o și a chemat-o la slavă, la mântuire. Născută într-o familie de țărani, fără șanse, crescută de o bunică, și-a luat inima în dinți, a părăsit casa părintească din satul ei natal și a ajuns în capitală și s-a mutat mai departe și a luptat și a trăit frumos și a trăit înțelept și a trăit economic și nu risipea nimic. Eram în vacanță mulți ani în urmă și vedeam că nu aruncă nici măcar o fărâmitură din pâine. Și nu cumva, nu arunca la gunoi, sunt păsărelele pe balcon și alea trebuie să trăiască. Vai câte lecții nu ne-a dat mătușa! Vai câte lecții nu ne-a dat! Și sunt sigur că aceeași urmă a lăsat-o și în biserica dumneavoastră. Aceeași caldă părtășie, același sfat înțelept, aceeași bucurie de a trăi în prezența lui Dumnezeu. Noi îi mulțumim Domnului pentru asta și de fapt, de ce mătușa avea această trăire frumoasă? Pentru că știa că nu se termină totul aici. Știa că chiar dacă suferința trebuie să confrunte viața ei, chiar dacă va trebui să îmbrace haina văduviei, ea știa că tatăl ei este Dumnezeu, că este un copil al lui Dumnezeu, că este apărătorul văduvelor, că este tatăl orfanilor. Și a trăit așa de frumos, pentru că știa sigur, avea această certitudine, că are o moștenire dincolo. Avem această nădejde, mă rog ca nimeni din locul acesta, nimeni din cei participanți sau din membrii ai bisericii noastre să nu trăim ușor prin lumea aceasta, ci să avem această ancoră a sufletului nostru. Există un dincolo, există ceva frumos. Și Pavel va spune, noi știm că aceste suferințe de o clipă nu pot fi comparate cu slava viitoare, cu moștenirea ce te așteaptă dincolo. Pentru că dacă ești fiu, ești și moștenitor împreună cu Hristos. Și din nou, Pavel nu vorbește în termenii aceștia, am și eu o părere, am o opinie. Părerea mea este că ar trebui să suferim boala, să facem cu tare. El spune, nu. Dacă ar fi să pun pe un taler toată suferința, aș spune, a omenirii la un loc și pe celălalt slava viitoare, nu se pot compara. De unde această certitudine? Datorită Duhului care ne locuiește din momentul nașterii din nou. Datorită Duhului care este o arvună a moștenirii viitoare. Pentru că atunci când ne lăsăm căutați de Dumnezeu, când ne lăsăm iubiți de Dumnezeu, Duhul Sfânt ne ajunge, Duhul Sfânt ne călăuzește, Duhul Sfânt ne convinge de păcat, Duhul Sfânt ne naște din nou, Duhul Sfânt ne arată calea pe care trebuie să o urmăm, Duhul Sfânt ne alungă orice teamă din viața noastră. Duhul Sfânt în noi este nădejdea slavei viitoare. Duhul Sfânt în noi este acel gaj, acea arvună a moștenirii viitoare. Voi care aveți cele din tâi roade ale Duhului, spunea Pavel romanilor, și voi suspinați și așteptați înfierea aceea finală. Acel moment, chiar dacă sunteți aici copil ai lui Dumnezeu, așteptați acel moment final când trupul acesta se va desface și va fi înghițit de ceva de viață. Când veți primi un vehicul perfect a personalității voastre răscumpărate. Aceasta este nădejdea noastră. Când vorbim de roade, când vorbim de seceriș, da, suntem în iunie, este luna secerișului, primele roade, când intră fermierul și taie primele roade, îl anunță că de fapt urmează o recoltă. Aceasta este viața frumoasă trăită în Hristos, aceasta este viața trăită în Duhul lui Dumnezeu, și mă rog ca toți să avem parte de o viață îmbelșugată. Noi mulțumim Domnului pentru felul în care mătușa a trăit, mulțumim Domnului pentru felul în care ne-a influențat, pentru felul în care a iubit,
pentru felul în care a știut că dragostea aceea care se împarte nu se împuținează și a reușit să binecuvânteze atâția în jurul ei. Să rămânem, dar, cu aceste gânduri și să urmăm pilda celor ce merg înaintea noastră și au rămas statornici până la moarte. Nimic, bătrânețea, singurătatea, nimic n-a pus-o deoparte. Când tehnologia a venit, n-a zis, vai de mine, nu-i pentru mine, Doamne, du-mă acasă. A pus mâna pe computer și a învățat să scrie e-mail-uri și a învățat să trimită pe Facebook postări pertinente și noi, nepoții, ne bucuram, zic, uite o mătușă la 94 de ani, care nu spune că acel computer, că acel Facebook e de la cel rău, ci îl folosește pentru gloria lui Dumnezeu. Noi îi suntem mulțumitori Domnului pentru mătușa noastră, mulțumim Domnului pentru dumneavoastră ca biserică, pentru felul în care ați îngrijit-o, ați prețuit-o, ați iubit-o. Din mărturiile ei știm că acesta este adevărul și fie ca Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. În momentele următoare aș dori să dau citire unui necrolog. Necrologul acesta a fost redactat de nepoata Magdalena împreună cu sora Ana Gabriela Olaru. Și dincolo de cuvintele frumoase care se vor spune despre sora Ana Capotă, aș vrea să vedeți în urma auzirii acestui necrolog slava lui Dumnezeu și modul în care el poate să fie arătat și oamenii care își pun credința în el pot să fie o binecuvântare nu doar pentru Dumnezeu, ci și pentru ceilalți. A văzut lumina zilei la data de 2 februarie 1926 în comuna Hidișelul de Sus, în județul Bihor. Născută dintr-o mamă bolnavă și un tată necunoscut, a fost crescută cu multă dragoste de bunica din partea mamei, o femeie cu frică și dragoste pentru Dumnezeu. Bunica o punea să citească din Biblie, pentru că în acele vremuri existau mulți analfabeți și sora Ana, cu rezultate excepționale la școală, premiantă, agrea să citească încă de pe atunci Biblia. Atunci când copiii cu care se jucam o necăjeau că nu are un tată, ea fugea la bunica plângând. Însă bunica, cu înțelepciunea omului de la țară, îi spunea că tatăl ei este Dumnezeu, care este cel mai bogat și puternic, o ocrotește și o iubește ca și copilă. Având mare încredere în bunica ei, a ascultat și a reținut că Dumnezeu este cel mai puternic și este tată. Atitudinea i s-a schimbat și a prins mult curaj în împrejurările vieții. Sora Ana și-a iubit mult bunica, care a crescut-o timp de 16 ani. La această vârstă, amintită de 16 ani, s-a evit ocazia să plece la București la un unchi, fratele mamei, un om cu frică de Domnul, și-a pregătit actele și-a cumpărat biletul și în iarna anului 42, o iarnă grea cu nămeți, a plecat la București, spre necunoscut. Dorința ce a împins-o spre acest gest a fost ca să vadă orașul regelui și apoi va vedea ea ce și cum. Cât timp a locuit în București, a frecventat biserica împreună cu unchiul dumneaei. După un an și 4 luni a plecat spre Constanța, la un alt unchi care avea nevoie de un ajutor. Un ajutor la cofetărie, acesta fiind patron a 2 cofetării din Constanța. A intrat în serviciul unchiului, unde l-a cunoscut pe Sava Capotă, un tânăr angajat și el la cofetăria respectivă. Nu a mai frecventat biserica, dar financiar și material și-a susținut bunica, care a crescut-o, până la plecarea acesteia de pe pământ. Astfel a răsplătit dragostea bunicii și și-a arătat recunoștința. La vârsta de 18 ani și jumătate ai dumneaei și respectiv 19 ani și jumătate a tânărului Sava, aceștia s-au căsătorit și au trăit 50 de ani împreună pe aceste meleaguri dobrogene. După 30 de ani de căsătorie au apărut și unele neînțelegeri în familie, iar sora Anișoara Capotă avea gând hotărât să se despartă, lucrul acesta fiind făcut de cunoscut și soțului. Dar în acele zile, când hotărârea fusese luată, era în vizită la sora Anișoara Capotă, mătușa dumneaei, sora Crețu din Oradea. Aceasta, mătușa, i-a făcut de cunoscut că în oraș, la bisericile baptiste, respectiv biserica numărul 1 și biserica numărul 2 din acele timpuri, va veni un mare predicator, fratele Liviu Olah.
Era luna august anului 1975. Prin acest păstor, Dumnezeu în harul său a făcut o trezire în Oradea și în zona respectivă, încât mii de oameni în urma ascultării predicilor sale s-au întors la Dumnezeu. Sora Capota a mers la ambele programe, atât la biserica numărul 1, cât și la biserica numărul 2, și la chemarea lui Dumnezeu prin fratele Liviu Olac s-a predat Domnului Iisus Hristos. A făcut de cunoscut lucrul acesta mătușii și apoi soțului în noiembrie 1975. La invitația fratelui Olac, în noiembrie 1975, la invitația fratelui Olac, sora Anișoara Capota a primit botezul la Oradea în biserica actuală cunoscută sub numele Emanuel. Planurile de divorț au căzut și timp de 9 ani a trăit alături de soț, nereproșându-i nimic din ceea ce acesta făcea, ci continuând să-l îngrijească și să-l asculte în toate. A început să frecventeze biserica numărul 1 din Constanța, respectiv biserica Sfânta Treime, și în anii comunismului a redactat la mașina de scris, a împărțit împreună cu sora Jucov mii de cărți, de predici și de broșuri, pe vremea aceea când nu exista literatură creștină. După 9 ani de zile, soțul a început să fie cercetat de Dumnezeu prin atitudinea bună a soției și în urma vizitelor a pastorului Ioan Dăduică, făcute în familia dumnealor, prin ascultarea cântărilor fratelui Moldovianu, în deplasările în județ și în țară, când putea să asculte aceste cântări pe casetele care le avea la îndemână. De asemenea, familia Capotă a invitat la sărbători și cu alte ocazii corul bisericii Sfânta Treime, tineri și frați din biserică, care au fost îndulciți și dragostea lor a fost arătată din belșug împreună cu produsele de cofetărie ale fratelui Sava Capotă. În vara anului 84, fratele Sava Capotă primește botezul și devine copilul Domnului și un membru în această biserică. În răstimpul altor 9 ani de zile, până ce fratele Sava a plecat la Dumnezeu, în luna februarie 1993, împreună, sorana cu soțul dumneaei au slujit pe Domnul, fiind primitori de oaspeți și în casa acestora poposind mulți frați păstori, printre care fratele Liviu Olac, fratele Iosif Țon, fratele Marco Nichifor și mulți alții. Au făcut împreună cu aceștia misiune în județ, la bisericii aparținătoare, dar mai ales au ajutat păstorii și s-au implicat financiar în ajutorarea viitorilor păstori din Seminarul Teologic de la București. Au stat deopotrivă săracii și familiile tinere și au asigurat financiar rudele, nepoții, i-au iubit și casa lor a devenit o oază de liniște și de pace sfântă. Câteva cuvinte despre viața din perioada de văduvie. După plecarea fratelui Sava Capotă la Domnul, sora Anișoara și-a scris testamentul. Testament cunoscut de dumneavoastră și amintit atât de des în aceste zile. Testament în care menționa că dorește ca după decesul dumneaei locuința să rămână spre folosul bisericii ca și casă pastorală, iar parterul casei să fie un spațiu pentru o viitoare librărie creștină. Credea că nu va mai trăi mult după ce soțul i-a plecat la Domnul. Sora Anișoara a iubit mult cărțile creștine și pe lângă Biblia pe care o citea zilnic, Biblie ce tot timpul a tronat în masa din sufragerie, în achiziționarea cărților de la librăria Cherigma Oradea, un rol foarte important l-a avut familia nepoților, respectiv fratele Cornel și sora Magda Țigărat. Din biblioteca impresionantă a dânsei a împărțit până în ultimele zile cărți, către slujitori și nu numai. Viața sora Anișoara în văduvie a fost una închinată pe deplin Domnului, proslăvind numele său prin orice mijloc. A fost prezentă în mod activ la biserică, a susținut biserica, s-a implicat la fel ca și înainte în nevoile bisericii. A iubit biserica, a iubit frățietatea, s-a făcut iubită prin zâmbetul dumneaei deosebit de cald, prin blândețe, prin generozitate, prin vorba dulce de îmbărbătare care a cucerit pe toți cei ce veneau în jurul dumneaei. Avea un sfat bun și un îndemn și o rugăciune pentru toți cei din jurul său. Zeci de familii și mai ales surori și femei din comunitatea orașului nostru au vizitat-o, primind un sfat bun, sora fiind
totodată un bun psiholog, un consilier ascultător, extrem de discretă și având o vastă experiență de viață. A preîntâmpinat, putem să spunem, cel puțin două divorțuri și s-a implicat trup și suflet în viața multor surori în ecaz și în înțelegerile din planul familiei. În anul 2003, la începuturile proiectului Betania, a fost vizitată și s-a făcut cunoscută această activitate care urma să se desfășoare în rândul seniorilor. Dumneiei s-a implicat activ în această lucrare, fiind prezentă la întâlnirile seniorilor din bisericile evanghelice, ajutând de multe ori financiar și făcând vizite nenumărate, timp în care încuraja seniorii și recita chiar și una sau două poezii din zecile de poezii învățate pe de rost. La vârsta de 78 de ani a primit în dar de la domnul Rică Cârâc un calculator și ajutat de acesta a intrat în tainele deslușirii computerului. De atunci, fiind zilnic nelipsită din fața calculatorului, trimițând mesaje de încurajare, un gând bun, versete biblice și predici pe pagina dumneei de Facebook și nu numai. A corespondat cu frați din străinătate, făcându-le cunoscute lucrările bisericii pe plan spiritual și din viața personală. În vara anului 2005, prin intermediul prietenei Mariana din Australia, a aflat că un frate, respectiv Mircea Ilaș, un român din Adelaide, va veni în țară cu ajutoare pentru sinistrați. L-a contactat prin intermediul internetului și i-a făcut de cunoscut zonele inundate din Tuzla și din Cosinești. La sosirea acestuia în țară, timp de două zile s-a implicat cu ajutorul Fundației Betania în distribuirea de ajutoare sinistraților alături de păstorul Costelniță și de pastorul Dorel Toma. A dus mulți snopi Domnului, parte fiind dintre cele 11 familii de fini. A fost o binecuvântare pentru biserică și pentru toți cei care i-au trecut pragul. L-a lăudat pe Domnul, l-a proslăvit și l-a proclamat. A fost o femeie modestă, înțeleaptă, cu multă demnitate, discreție, sinceră și caldă, extraordinar de ordonată, nerisipind nimic din binecuvântările primite. A fost o soră cu trup și suflet dedicată Domnului, până în ultimele clipe de viață, fiind cerebrală, cu o memorie sclipitoare și mulțumitoare Domnului pentru lucrul bine făcut. Putem să spunem că a fost într-adevăr o femeie sfântă, arătând dragoste și compasiune la nebătrâneții. A fost Ana, adică cea plină de har, un mare exemplu de urmat pentru noi toți. Am iubit-o, am prețuit-o, nădăjduim să ne revedem în brațele Domnului Iisus Hristos. La revedere, sora noastră Anișoara Capotă. Domnul să fie lăudat. Amin. În continuare, nepotul și pastorul Florin Mitrău va avea un ultim cuvânt pentru noi la această primă parte din serviciul de mormântare. Dumnezeu să-i dea har și binecuvântare. În Oradea au fost furtuni ca și în multe alte locuri din țară. Și Dumnezeu a procurat o zi senină, superbă, pentru un moment special. A pregătit El și promit să nu pun răbdarea dumneavoastră la încercare. Frate Oti, dragi frați păstori, iubită biserică, în numele celor care suntem de departe și care am cunoscut-o de mult timp, vreau să vă mulțumim, domnul Rică, familiei. Ne știm atât de puțin, auzind cuvintele care s-au citit, ne dăm seama că sunt detalii, dantelării, picanterii superbe, pe care le știți mult mai bine decât noi. Îmi aduc aminte când aveam 10 ani, unchiul Sava m-a învățat să not. N-am să-l uit niciodată. Pentru noi, nepoții din Oradea, era de fapt definiția lui Moș Crăciun când venea vara la noi. Nu venea Moș Crăciun. Era Moș Gerilă în vremea. În lucrurile mari ale vieții sunam sau afla înainte ca noi să o sunăm. Și aș putea să vă spun foarte multe lucruri. Ne-a fost aproape în momente dificile și în bucurie. Îmi aduc aminte de mama mea, cea mai bună prietenă
a mamei mele nu a fost sora ei, să rămână mătoșa Silvia, care ne privește din județul Timiș, ci a fost mătoșa Anișoara. Când trebuia să vină Anișoara, se mișca cartierul, știa toată lumea, se tăia găina și așa mai departe. Vine Anișoara. Era îngerul acela care din când în când tulbura apa. Știți, nu-i așa și dumneavoastră. Și mama râdea. A fost cardiac o viață. Și avea fața destul de apăsată de urmele durerii. Dar când venea Tușica Nișoara, se întâmpla un miracol pe dinăuntru, pentru că avea o energie cu care ne contamina. Avea un râs spontan, avea o privire directă și o spontaneitate frumoasă. Aș putea să stau câteva zile, chiar dacă n-am dormit azi noapte, să vă vorbesc despre mătușa Ana. În 79 am fost la canal 3 luni și jumătate și n-am să uit niciodată weekendurile când dezertam acasă la mătușa și unchiul. Erau pentru mine gură de rai, de cer. Veneam la biserică, auzeam orchestra. Atunci m-am îndrăgostit de trompetă. Amintiri. Aș putea să vă vorbesc mult despre asta. Ca păstor, primesc multe mesaje. Întâlnesc mulți oameni. Dar cele mai multe mesaje le primeam de la mătușa. Cele mai multe încurajări. Noi știm cum e să primești și ciupeli și săgeți. Mai greșim gramatical, ne mai strâmbăm, ne mai stă cravata într-o parte. Și lucrurile astea se filmează. Dar mătușa avea totdeauna un verset de încurajare, avea un cuvânt fantastic. Și mai ales, lucru care a contat cel mai mult pentru mine. Era când o sunam și spunea, tu și casa ta sunteți pe lista mea de rugăciuni. Mai e cineva care știe că a fost pe lista de rugăciune a lui sora Nișoara? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți ce mi-a spus când mama mea s-a dus? Mama ta a plecat, dar rugăciunile ei rămân. Dragi frați și surori, sora Nișoara, mătușa Nișoara a plecat. Rugăciunile ei rămân. Și mă rog ca rugăciunile ei să fie ascultate pentru dumneata, domnule Rică, pentru familia dumneavoastră, pentru nepoți, pentru frați, pentru surori, pentru casele dumneavoastră. Rugăciunile pentru dumneata, frate Ognian. Și Dumnezeu să înflăcăreze biserica aceasta. Iubiți, dragi și scumpi frați, un gând vreau să vă spun. Un tablou excepțional este dorit de a fi privit. Am fost de două ori la Louvre și am văzut Mona Lisa. Acum nu știu cât era de adevărată aia care era acolo, dar era buluc, erau sute și sute de oameni. Voia să vadă pictura aceea fantastică. Voia să vadă în tonurile, nuanțele. Dar când cineva întâlnește o pictură cu adevărat genială, nu se mulțumește să vadă pictura, vrea să-l întâlnească pe autor. Au fost rostite așa de multe cuvinte, cu atâta emoție și adevăr, în tot ce s-a spus aici și în multe gânduri pe care dumneavoastră le-ați întâlnit, le-ați auzit despre bătușa noastră. Mă gândeam că are doar 4 ani mai în vârstă decât mine. Dânsa s-a botezat în 75, eu în 79. 4 ani. De când suntem frați și surori, de când trăim cu Domnul în casa Lui, în familia Lui. Și vreau să citesc 2 versete din Cuvântul Lui Dumnezeu, promițând sau ne uitând promisiunea de la început. Iov, capitolul 7. Și aceste 2 versete spuneam că miracolul este
ca privind prin ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om, să-L descoperim pe Dumnezeu, maestatea Lui, inima Lui, puterea Lui, așa cum superb s-a spus, harul Lui, dragostea Lui. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Versetul 17. Ce este omul? Ca să-ți pese atât de mult de el. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Mult, nu puțin. Citesc și poate o să revin puțin tel. Ce este omul ca să iei seama la el? Să ții cont de el, să ții cont de limitele lui, de afinitățile lui, de gabaritul lui, de gusturile lui, de traiectul lui, de posibilitățile lui, să ții seama, să nu îl forțezi, să ții cont. Wow! Domnul ține cont. El nu îmbrâncește pe nimeni. A avut răbdare 9 ani de rugăciune. Mi-amintesc când am botezat un bărbat, era cât un munte, eram pitic pe lângă, da, mi se mai întâmplă, nu-i așa? Și îl întreb, nici nu știu de ce, zic, câți ani s-a rugat soția ta pentru tine? Și a izbucnit în lacrimi în apa botezului spunând 31 de ani. 31 de ani. În fiecare zi poate i-a dat motive să-și facă bagajul. Dar femeia asta a zis 31 de ani, eu nu-mi imaginez cerul fără bărbatul meu. Fără ăsta cum e el. Așa cum e el. Domnul, ține seama. Să ții seama. Aș vrea să învățăm de la Domnul chestiile astea. Să învățăm despre Domnul, nu un Dumnezeu străin de noi, nu un Dumnezeu, asta este superb la Tușicanișoara, a reușit să aducă pe Dumnezeu până în pâine de toate zilele, până în bănuțul ei, până în felul cum șterge praful, cum zâmbește, cum cântă, cum se roagă, cum se îmbracă, cum tratează, cum salută. Nu a trebuit să intre să schimonofsească fața că acum e pocăită și acum e altceva. Și a reușit Dumnezeul ei să fie cu ea și el cu ea și ea cu el și la aprozar și pe faleză și în vizite la bolnav sau la bătrâni și în Oradea. În Oradea noi de fapt credeam că așa, cam așa ar trebui să arate îngerii. Ăsta a fost de sus, de acolo sau? Da. O iau ca pe un amin. Înseamnă că trebuie să mă apropiu de amin, am înțeles. Ce este omul? Da? Apoi, ce este ca să-l cercetezi în toate diminețile? Vă aduceți aminte cum Dumnezeu îl căuta pe Adam în fiecare dimineață? Ce spune aici Iov? E că Dumnezeu nu și-a abandonat obiceiul. Wow! Și Tofica Anișoara s-a prins de obiceiul lui Dumnezeu, care caută în răcoarea dimineții. Așa scrie aici. Și întreabă unde ești. Unde ești? Și îmi place să cred că mătușa Ana a spus, sunt aici. Sunt eu și eu te aștept, Doamne. Aștept Duhul Tău, aștept frumusețea Ta, aștept răcoarea Ta, aștept cântecul și gloria și pacea Ta. Am oameni, am lucruri, am proiecte, am gânduri, am ființe, am iubiți care vreau să ții, de care vreau să-ți spun. Am belele, Doamne, am lucruri care mă depășesc, Doamne, am lacrimi care vreau să le... Am un cântec pentru Tine, Doamne, astăzi. Și sora Ana se pregătea, vă asigur, pentru aceste întâlniri în fiecare. Ce este omul? Domnul te așteaptă pe tine și pe mine. Amin? Și ultimul gând, spune aici, ce este omul? Ca să-l încerci în fiecare clipă. Pentru că El ține atât de mult la tine și la mine, ne-a procurat un destin, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat
E o vorbă, câte parale faci? Câte parale face omul? Un chimist francez s-a ambiționat să afle și a descompus în elemente chimice corpul uman. Și a făcut suma la final și a ieșit între 8 și 10 franci, depinde de gabarit. Auzi, 8 sau 10 franci. Atâtea parale face din gândul, din perspectiva unei probete a unui chimist. Când Dumnezeu s-a uitat la tine și la mine și la papa, s-a luat măturătorul de pe stradă, a spus prețul maxim. Prețul maxim. Adevăratul preț al tău, adevărata valoare a ta, nu este cât îți poți permite să cheltuiești în vara asta. Nici în mașina din care cobori sau te miști, nici din apartamentul unde te odihnești. Ce vreau să spun astăzi, ca o șoaptă al mătușanișoară, dar mult dincolo de astea, o șoaptă a Duhului, la amândouă urechile inimii tale, tu ai valoarea plătită pe Golgota. Nu te mulțumi cu mai puțin. Descoperă-L pe Dumnezeu. Descoperă-L pe Cel ce te cercetează, pe Cel interesat și care te cunoaște în detalii. Lasă-te cucerit de El. Este fără seamăn. Bunătatea Lui, dragostea Lui, înțelepciunea Lui, harul Lui, sunt cuceritoare. Mă rog din toată inima mea, ca încă o dată Duhul lui Dumnezeu să biruiască în inimile noastre. Și Dumnezeul, Cel ce ia seama la noi, Cel ce ne cercetează, Cel ce este, ne încearcă, promit că e ultimul gând. Asta înseamnă că ne antrenează. Dumnezeu ne iubește cum suntem, dar ne iubește suficient de mult ca să nu ne lase cum suntem, ci să ne antreneze să fim mai frumoși, mai buni, mai curați, mai adevărați. Care nu le frică nici de pandemie, nici de furtună, nici de săgeată, nici de molimă. Adică, care să fie chipul și asemănarea Domnului, care să fie degetele Lui, chipul Lui, vocea Lui, gestul continuat al Mântuitorului, Cel ce atinge lepra, Cel ce atinge pustiul, Cel ce calcă, Cel ce împuternicește, Cel ce binecuvintează, pentru că la asta am fost chemați. Iubiții mei, avem în mijlocul nostru prilejul un exemplu și vă invidiez că l-ați avut atât de aproape. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum s-a mai spus, mă rog, ca Dumnezeu să ridice 10 de Ana în biserica dumneavoastră și să cucerim în numele Domnului litoralul, Dobrogea și țara românească. Doamne ajută! Amin! Fiți binecuvântați! Ne apropiem de încheierea primei părți a serviciului de mormântare și aș vrea să ne apropiem prin cântare de Dumnezeu și unii de alții. Chiar ultima cântare vorbește și ne spune că eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea. Un joc de cristale e trecerea mea. Se scutură clipa din timpul de plin, surâde și cade și altele vin. Haideți să ne ridicăm! Eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea, un joc de cristale e trece. Se scură curată din timpul de plin, surâde și cade și altele vin. Se scutură clipa din timpul de plin, surâde și cade și altele vin. Eu nu sunt mai mult ca un fir de pământ,
coasa îl taie și furcile-l strâng. Sărâna rămâne și uite de el, și alfii se înalță și cade la fel. Sărâna rămâne și uite de el, și alfii se înalță și cade la fel. Eu nu sunt mai mult ca o rază în abis, dar drumul spre soare oricând e deschis. Eu nu sunt luceafăr cu chin marmoreu, pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu. Eu nu sunt luceafăr cu chip marmoreu, pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu. În încheierea acestui prima serviciu, prima parte a serviciului de mormântare, aș dori să recităm ca și rugăciune psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi viorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăr peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Mă invităm să vă reașezați pentru 2 minute. În numele familiei și în numele Bisericii și a Domnului Iisus Hristos, dorim să vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră de până acum. Ne vom pregăti să mergem spre cimitir unde va fi depus trupul neînsuflețit și credem că Duhul este deja la Dumnezeu cel care l-a dat. Totodată, familia dorește să mulțumească Bisericii și noi ca Biserică dorim să mulțumim fraților și surorilor din Biserica noastră, celor apropiați, prietenilor, rudelor care s-au implicat în perioada aceasta de neputință în ajutorarea sorei Anișoara Capotea. În special surorilor Melentina, Crihan, a sorei Rodica Voicu, a sorei Dana Constantin, sorei Elena Amezei, care a fost alături de dumneai și sorei Maria Paraschiva, a Paraschivei, Maria Paraschivei, care a fost alături până în ultima clipă lângă sora Anișoara Capotea. Bineînțeles, mulțumim și sorei Lili Corlat și tuturor celor surori pe care eu probabil nu le-am menționat aici. Dumnezeu vă cunoaște și El să vă răsplătească. Mulțumim și fraților care s-au implicat, fraților păstori, fratelui Severin, fratelui Manghiuc, fratelui Silivestru, fratelui Boghean, fratelui Daniel Dume, fratelui Simi Camen, Florin Crețulescu și toți ceilalți. Mulțumim și fratelui Rică pentru modul în care a fost alături de sora Anișoara Capotea, încă o dată nepoatei, doamna care este prezentă prână cu fiul dumneiei. Ne rugăm să fie binecuvântată și nepoatelor care sunt de la Oradea, Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumim și prietenei speciale, doamna avocat, care a avut un loc aparte în inima sorei Ana Capotea. Dumnezeu să fie cu noi cu toți și, bineînțeles, am putea să mulțumim bisericii întregi și tuturor celor care ați cunoscut-o. V-a impregnat viața și a pus amprenta supraviețului dumneavoastră și ale noastre tuturor. A trăit pentru noi și pentru Dumnezeu 94 de ani și Dumnezeu să o răsplătească și să ne ajute să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și apoi și pe urmele sorei Anișoara Capotea. Ne vom îndrepta, vom merge în stradă, ne vom încolona și vom merge spre cimitir și Dumnezeu să ne păzească pe drum și să fie cu noi și în cea de-a doua parte a serviciului de înmormântare. Amin.
Gracias.